Revenire ca în filme pentru românul care se bate în Thailanda. Alex Bublea era să fie scos cu targa la ultimul meci, dar a câștigat lupta și a făcut-o fericită pe soția lui. Alex Bublea a reușit o victorie ca în filmele cu Van Damme în țara de adopție, Thailanda. Fata din Timișoara, care îl urmează pe luptător peste tot în lume, e alături de el la fiecare pas. Dacă am nevoie de masaj, face un masaj. Știe ce înseamnă să fie femeie și are nevoie de un bărbat. Bublea nu va uita toată viața ultima luptă din Thailanda. Antrenorul meu, cu mâinile în cap, acum moare, el trebuie să-l trimitem în pachet înapoi în România. Nici nu l-am simțit în pomoată, eu îl dau și văd că nu mai e unde. Nu. Bun, campion. După meci, Bublea le-a dat de lucru medicilor și a intrat în gura soției. Asta a fost meciul numărul 120. Deci e un 119 meci, nu am avut niciodată copce în față, niciodată. Zice nevastă mea după meci, să zic mersi, bă, ai scăpat ușor.